Bună seara! Vreau să începem cu un mic exercițiu. Toată lumea să se ridice în picioare. Acum vreau să vă aplecați să atingeți cu ambele palme. Să vă concentrați să fie genunchii drept și șoldurile drepte. Vreau să ridicați o mână în sus. Mi se pare greu? Nu. Acum vreau să ridicați cealaltă mână sus și ambele sus. Rolul acestui exercițiu îl voi spune după trei povestioare. Ce a reprezentat acest exercițiu? Stați de vă mulțumesc frumos! Prima povestioare. Într-o pădure, mergeau trei iepurași. Deodată unul dintre ei cade într-o groapă. Ceilalți doi care au rămas pe margine au început să strige. Nu ai să reușești iepurașul, acolo ai să rămâi. Iepurașul nostru a început să se agita, să se ridice, să se ridice. Ceilalți continuau, acolo ai să mori, nu te mai chinui degeaba, acolo ai să rămâi. Are cineva dintre dumneavoastră astfel de prieteni care atunci când are o problemă, în loc să vă încurajeze, vă descurajează? Ok, toată lumea. Într-un târziu, după ce s-a chinuit iepurașul nostru câteva minute, s-a ridicat. A ieșit la suprafață. Ceilalți doi gușeri au început să-i spună. Vai, iepurașule, cum ai reușit? Cum ai reușit? Am reușit. Da, ai reușit, dar cum? Am reușit și vă mulțumesc vouă pentru încurajările pe care mi le-ați făcut. Iepurașul nostru era sur. El agitația și descurajările iepurașilor de pe margine le-a perceput de încurajări. Nu te da bătut. Oamenii când nu pot să facă un lucru, vor spune și despre tine același lucru. Când n-ai să reușești nici tu. Percepe descurajările celor de lângă tine, drept încurajări și astfel vei ajunge unde îți dorești. A doua povestioară, dacă pui un singur crab, un singur rac într-un coș, vei avea nevoie și de capac. Nu. Dacă pui un rac într-un coș, nu vei avea nevoie de capac. Fiindcă racul va încerca în permanență să iasă și în cele din urmă va reuși. Dar dacă în coșul respectiv pui mai mulți raci, crab, aceștia nu vor reuși să iasă. Fiindcă prin mișcările pe care le fac, se agață unii de alții și ai nevoie și de capac. Și oamenii din aceeași categorie socială, intelectuală, au tendința să împiedice pe ceilalți de lângă ei ca să urce la un nivel superior. Vă este cunoscută expresia, ești media celor cinci prieteni care vorbești mai des? Ok, sau cine se aseamănă, se adună. Nu te da bătut, când simți că ești într-un anturaj care nu te ajută să evoluezi, ieși cât mai repede din respectivul anturaj. Oamenii care au ajuns în medii care le-a stimulat inteligența, creativitatea, au evoluat foarte mult. Fii și tu unul dintre acei oameni. Și a treia povestioară este o experiență personală. Acum vreo 100 și ceva de ani, când eram angajat, când eram manipulant, ce a spus Cosmin, pentru rezultate deosebite, mi-au spus că mă face tehnician colorare. Am învățat să colorez. A venit nu știu care, nu mă mai face tehnician colorare, nepotul nu știu care. Dar te face în gestionar la hidroizolat. Am învățat. Burlane, șgheaburi, acoperișuri, tot felul. După ce terminam treaba mea, ca manipulant, unde eram repartizat, mă duceam la hidroizolație, învățam acolo. A venit iar multinațională, România, a venit iar nepotul, nu știu cum, îl facem pe el gestionar la hidroizolat. Dar pe tine te facem la Rigips. Credeți că am ajuns gestionar la Rigips? Nu. Nici nu. Deja prietenii mei spuneau, bagă-ți picioarele în ei, că nu serios. Dacă era, de atunci ajungeai. Pleacă de acolo. Dar mie îmi plăcea. Mă simțeam bine în mediul ăla și n-am plecat. Într-un târziu, după mai multe încercări, după ce am învățat mai multe departamente, marfa la mai multe departamente, am ajuns gestionar la instalații. Peste ceva timp a apărut un post. Special logistică. Cât de mult credeți că atunci? Contat că știam marfa întreg de poziție. Foarte mult, enorm. Faptul că cunoșteam marfa, faptul că am avut, că nu m-am lăsat, că am stat acolo,
a cântat în noi. Steve Jobs chiar are o vorbă. Nu poți conecta punctele privind în viitor, doar privind în trecut. Trebuie să ai încredere că punctele se vor conecta la un moment dat în viața voastră. Deci nu vă dați bătut. Puneți pasiune în tot ceea ce faceți și mai ales credeți că toate piedicile, toate obstacolele și-au rostul lor în viață. În concluzie vă spun, nu vă dați bătut. Oamenii din aceeași categorie socială au tendința să-i împiedice pe ceilalți să evolueze. Deci ieșiți dintr-un mediu care nu vă ajută să creșteți. A doua, care era a doua poveste, din prima povestioară, era, nu vă dați bătuți dacă simțiți că... Și a treia, puneți pasiune în tot ceea ce faceți și numai astfel veți ajunge unde doriți. Iar în încheiere vreau să spun că rolul exercițiului, care mi s-a părut ușor, în care prima dată suntem patru labe, am ridicat o mână sus și apoi cealaltă, așa învață bebelușul să meargă. De câte ori ați văzut când erați bebeluși și v-ați? De nenumărate ori. V-ați dat bătut? Nu. Așa și am. Indiferent ce vă doriți, nu vă dați bătut și nu, sigur, veți ajunge unde vă doriți. Vă mulțumesc!